Nici hoții nu mai sunt ce au fost odată. Polițiștii au răspuns unui apel efectuat de o femeie în vârstă de 20 de ani, care s-a trezit cu hoții în casă. Oamenii legii l-au surprins pe bărbat în flagrant, în timp ce se ascundea în șifonierul persoanei vătămate. Polițiștii din cadrul postului de poliție Girov au fost sesizați că persoane necunoscute au pătruns prin efracție în locuința femeii din Căciulești. În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un tânăr de 20 de ani din Girov se ascundea în dulapul persoanei vătămate, având asupra sa un rucsac în care se aflau mai multe bunuri sustrase. În urma extinderii cercetărilor, s-a mai constatat faptul că tânărul ar mai fi sustras bunuri din aceeași locuință în seara zilei de 27.11.2014. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere, furt și tentativă de furt calificat.